Deși au început destul de promițător, protestele transportatorilor sălăjeni s-au terminat, ieri și-au oprit activitatea, au ieșit la protest și au blocat punctele de aprovizionare și intrările în fabrici. Zeci de camioane au stat trase pe dreapta cu mesajul protest național în parbriz. Astăzi însă totul a revenit la normal. Oricum, nici ieri nu s-au prezentat la protest toți cei care au anunțat că vor fi solidari cu această acțiune. Duminică seara ne-am întâlnit 56 de reprezentanții ai mai multor firme de transport și am stabilit că luni vom face toți grevă, însă din 56 doar 14 au participat la protest. Am avut noroc cu cei care au transitat orașul, au avut timp și din loialitate față de cauza noastră s-au oprit și au protestat cu noi, a precizat Alexandru Elecheș. În celelalte oraș ale țării protestele continuă, iar joi se vor întâlni toți transportatorii la București cu intenția de a bloca circulația în capitală. Planul lor este ca toți transportatorii să își încarce camioanele cu marfă pentru capitale să rămână acolo și să blocheze Bucureștiul. Într-un comunicat emis tuturor transportatorilor din România, Siegfried Mayer, secretarul general al Confederației Naționale Rutiere, preciza că toți transportatorii ar trebui să caute marfă și să își trimite camioanele la București dacă este nevoie să poată rămâne acolo câteva zile. Cred că o să putem să ne concentrăm atenția asupra unui singur punct vulnerabil al guvernului Bucureștiul. Sunt sigur că așa vor fi docili și cooperanți, a precizat Siegfried Mayer. Nu se știe deocamdată dacă transportatorii sălășenii vor participa sau nu la această acțiune a colegilor lor, întrucât de azi aceștia și-au reluat activitatea.